Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit în biblioteca lui Viorel! Astăzi vă povestesc Ursul Păcălit din Vulpițe. A fost odată ca în povești, vă spun cu mari înfițe, un urs la minte o leacă lent și care avea o vulpiță. Și cum stătea frumos așa în casa din pădurii, vulpița niștipește o vrut că s-o sătura din muri. Păi, ursule, eu am să merg până la noi în șetru, că vreau un pește să-mi aleg de ăla de vreun metru. Da, ursul cum era așa o leacă înșez la minte, el chiar multe bază avea că vulpea îi cu minchi. Și eu zis, du-te, draga mea, nu-ți răpesc din plășerii, dar dacă tot te duci în sat, să ne aduci și o bere. Și vulpea cu viteză o mers la magazin în sat, numai că pești nu o găsit și nici beri nu o lua. Și cum se-ntoarce de pe drum, țăranul o zărește, o vede că-i cu coada sus și o umpli de pești. Și în timp și tranzacționau vulpea și cu țăranul, mai vine încă un țăran și-i dă și el bibanul. Și tot așa, și tot așa, vulpița și-e credulă, atâta pești o primit până o fost sătulă. Peștii, adică... Și se întoarce așa frumos la ursul ei acasă, aici sta să uite la el, dar berii n-ai în plasă. Nu, ursule, că n-am găsit nimic la magazini, că știi că la noi în sat sunt produse cam puțini. Tu hai, nu mă mai păcăli, că eu sunt urs, nu-s bou. Că de la alții ai luat șalău, nu-ți mai place macrou. Păi, ursule, dar prost mai ești și puni-ți pofta în cui. Tu de macrou să nu vorbești, că ai maxim hamsâi. Dar ca să nu se dea de gol și să doarmă în pat, ea la poliție s-o plâns că pești o luat forțat. Și ursul, după cum v-am spus, fiind credul săracu, o crezut vulpea pe cuvânt, că na, nu-l duci și cap. Și la televizor s-o plâns că vulpea lui și-e dragă, la cât pești o mai primit, abia putem să meargă. Și ei cazul o dezbătut acolo la bucale și din ei vede te-o făcut că na, valori morale. Și la televizor o stat, nu mult, fix o gramadă, și voi acum ați aflat că ursul n-are coadă. Într-un fel nu-i adevărat, se recunosc mi-e frică, un fel de coadă are el, numai că e foarte mic. Salutare, oameni dragi, dacă ați ajuns până aici, înseamnă că v-a plăcut. Mulțumim! Desigur, nu uitați să vă abonați pe YouTube, Facebook și Instagram, suntem pe toate trei platformele și mulțumiri speciale celor care ne susțin pe Patreon sau cumpără hainele noastre, merchul nostru de pe t-shirtfactory.ro. Apreciem foarte mult, ne ajută incredibil de tare, mulțumim!